O dragoste, episodul 1, Kivil Chim, este o femeie puternică și independentă care a divorțat de soțul ei în urmă cu 5 ani, iar de atunci locuiește împreună cu mama și cu cele două fiice ale sale, Doga și Chimen. Ea lucrează ca director la școala la care studiază fiica Aseman și este renumită pentru firia ei autoritară și pentru menținerea disciplinei în școală. Este o femeie cu principii moderne și este de părere că fiecare femeie trebuie să fie independentă financiar, de aceea își dorește ca fiicele ei să aibă o educație bună și o carieră. Omer este un om de afaceri de succes care conduce ramura internațională a afacerii de familie. Spre deosebire de fratele său mai mare, Abdullah. Omer a studiat în străinătate, însă Abdullah este șeful afacerilor de familie și are ultimul cuvânt. Din cauza presiunii tatălui său, Omer a fost nevoit să se căsătorească cu Sema, cu care are un fiu adolescent pe nume Metehan, care studiază la aceeași școală cu Chimen. Fiind nefericit în căsnicie, Omer, care de câțiva ani este separat de soția lui, încearcă să pună capăt acestei căsătorii fals, însă soția lui face tot posibilul pentru a împiedica divorțul. Prima întâlnire dintre Kivil Chim și Omer este atunci când el este chemat la școală din cauza fiului său, Metehan, care a bătut un coleg pentru că acesta l-a jignit. Discuția lor devine foarte tensionată când ea îi spune că fiul său ar putea să fie exmatriculat și că trebuie pedepsit, iar el îi spune că nu crede că fiul lui ar fi fost vinovat și îi reproșează că este prea aspră și neînțelegătoare cu elevii. Ea rămâne foarte revoltată văzând atitudinea lui. El pleacă supărat, dar mai târziu îl convinge pe Metehan să își ceară scuze de la ea și de la băiatul pe care l-a lovit. Abdullah este căsătorit cu Pembe și are 3 copii, Mustafa, Nursema și Fatih. El este un om de familie bun, care este atașat de soția și copiii săi. Abdullah are o viziune conservatoare asupra lumii, Doga este fiica cea mare a lui Kivil Chim. Ea studiază la facultatea de stomatologie, Doga are o relație cu Fatih de care nu știe decât bunica ei și Chimen. Ea nu are curajul să-i spună mamei sale, fiindcă știe că nu îl va accepta niciodată, deoarece el provine dintr-o familie conservatoare care trăiește într-un mediu social total diferit. Fatih este fiul lui Abdullah și al lui Pembe. El este un tip respectuos și harnic și lucrează la compania tatălui său. Doga află că este însărcinată, iar Fatih o seară în căsătorie, Doga îl duce acasă pentru a îl prezenta familiei sale. Kivil Chim nu îl place deloc și nu este de acord cu căsătoria lor. Doga fuge cu Fatih, iar familia lui, când află că așteaptă un copil, acceptă cu bucurie căsătoria lor. Se căsătoresc rapid, iar după 2 zile merg cu toții în vizită la Kivil Chim pentru a se cunoaște. Kivil Chim este surprinsă când în ușă apare și Omer, în calitate de unchi al lui Fatih.